4 ani am avut parte de un adevărat spectacol atât la Procuratura Anticorupție, cât și la Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale. Cel puțin asta a susținut procurorul general Alexandru Stoianoglu în cadrul unei ieșiri la presă, unde a prezentat rapoartele controalelor efectuate de Procuratura Generală la cele două instituții specializate. Zilnic am fost martor spectacolelor cu mascați și încătușați, defileați prin fața camerelor de luat de vedere, rețineri, aresteri și percheziții. S-a acreditat ideea existenței a două structuri serioase care luptă sincer cu corupția și crima organizată. În realitate însă, lucrurile au stat diametral opus, iar controlele pe care le-am efectuat la Procuratura Anticorupție și PCCOPS a scos la lumină față nevăzute activitatea celor două subdiviziuni. Astfel, potrivit procurorului general, în cadrul controalelor efectuate s-a stabilit lipsa totală a registrelor de evidență, fapt care a făcut imposibilă verificarea numărului de cauze penale documentate, numărul persoanelor reținute sau eliberate și contrapunerea realității cu datele din rapoartele procuraturilor specializate. Concluzia pe care o tragem este că potențialul procuraturii specializate este utilizat pentru documentarea unor cazuri minore, doar în vederea creierii unor indicatori statistici favorabil. Contrar așteptărilor societății, partenerilor de dezvoltare, context în care generăm o scădere artificială a potențialului pe care dispun aceste procuraturi autonome. Iar drept consecință, corupția mare, dosarele de rezonanță rămân în nelucrare sau se prăfuiesc în satiorile, neavând finalitate cu ani. În context, șeful PG a menționat posibile sancțiuni disciplinare în privința mai multor procurori. În privința unor procurori, deja a fost sesizat în acest sens Consiliul Superior Procurorilor, iar în privința altora, pregătirea dosarului disciplinare este în derulare. La fel, alte cazuri de încălcări grave, care a rezultat inclusiv ingerințe importante și disproporționale în drepturile omului, sunt și vor face obiect de investigare în cadrul procedurilor penale. Paralel, este de reținut că urmarea celor stabilite în cadrul controlului a fost deja întreprinsă măsuri pentru înlăturarea mai multor neajunse. La final, după aproape o oră și jumătate de raportare a ilegalităților găsite în cadrul celor două subdiviziuni, Alexandru Stoianoglu și-a cerut scuze din numele instituției de la sutele de cetățeni care ilegal au fost urmăriți penal de procurori în perioada de până la venirea sa în funcție. La fel, acesta le-a mulțumit reprezentanților presei care au scos la iveală acțiunile ilegale și abuzurile procurorilor, transmițând mesaje societății civile, mediului de afaceri și partenerilor externi.